Îl binecuvintez pe Domnul astăzi pentru că ne-a dat posibilitatea să fim împreună, să ne revedem, să ne bucurăm într-o zi de sărbătoare, să putem să cântăm, să putem să ne rugăm împreună. Ascultând cântările, mi-am amintit de sărbătorile care vin, s-au trezit în mine atâtea nostalgii a vremurilor în care veneam mai des pe la dumneavoastră. Ne bucurăm că ne întâlnim în seara aceasta și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat acest prilej. Mulțumesc totodată fraților pentru că m-au invitat, a fost așa o suprapunere încât eu treceam joi pe aici și fratele Marius mi-a scris un mesaj neștiind că eu vin prin țară, dar s-o văd că a fost de la Dumnezeu programat așa încât să ajung la dumneavoastră în seara aceasta. Îmi place foarte mult textul citit, un text care spune ceva foarte frumos despre Iosif. Zice aici versetul 19, nu știm ce vârstă avea Iosif, nu știm ce experiențe de viață a trăit până în momentul acela, dar Sfânta Scriptură spune despre Iosif că era un om neprihănit. Ce altă realizare ai putea să ai pe pământul acesta decât să zică Dumnezeu despre tine că ești un om neprihănit? Dar știți ce spune Apostolul Iacov în epistola sa? Spune în versetul 4 din capitolul 1. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Asta dorește Dumnezeu de la noi. Să fim întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Dacă stau și mă uit la mine, mie îmi lipsește răbdarea, îmi lipsește cumpătarea, îmi lipsește blândețea, îmi lipsește bunătatea, îmi lipsește iertarea, îmi lipsește înțelepciunea. Înseamnă că n-am ajuns la acel nivel la care vrea Dumnezeu să ne ducă. Să fim desăvârșiți întregi, fără să ducem lipsă de nimic. Doamne, ajută-ne! Pentru că trebuie să vă spun, prea iubiții mei, frați, că avem un tată bogat care poate să ne ducă în această stare. El este bogat în bunătate, în înțelepciune. Dacă stăm să ne gândim numai la cum e compus cosmosul acesta, acum că știința a început să calce pe urmele Creatorului și să începe să-i descopere puțin din secretele vieții, să descoperim genetica ființei umane și oamenii se uimesc. Acum când am început cu ajutorul fizicii cuantice să descoperim ceva atât de complex despre creația asta, oamenii îți dau seama că lumea e mult mai complexă decât am fi crezut noi vreodată că e. Ei, Dumnezeu nostru este înțelept și zice Biblia că El dă cu mână largă. El nu sărăcește când dă cuiva. Pe Dumnezeu nu-L doare să ne ia totul. Nici să ne facă să suferim. Dar pe Dumnezeu nici nu îl sărăcește nimic să ne îmbogățească și să ne binecuvinteze și să ne întărească. Nu sărăcește cu nimic, El este bogat. E ca la matematică, în infinit, orice ai face, orică scazi, orică aduni, orică mulțești, tot infinit rămâne. Mi-aduc aminte că ne explica profesorul de matematică ca să înțelegem. Deci imaginați-vă că mergeți la Mureș și luați 5 pahare de apă din Mureș. O să sece Mureșul? Dar dacă luați 100? Dar dacă luați 1000? Acum noi, locuind în Irlanda, suntem înconjurați de ocean, de mare. Mă duc cu copiii acolo și ei tot iau apă. E o țară înconjurată de apă, dar e pustiu. E frumos pentru că fiind clima rece, te poți bucura cu adevărat de malul mării. Aici la noi, România, din păcate, e plajă, e de străbălare, dar noi acolo ne putem bucura de mare fără să fim ispitiți în vreun fel, pentru că aerul e rece, apa este rece. Și ei cară apa din ocean undeva și au făcut o groapă, mi-aduc aminte o dată la Mississippi acolo, și au făcut groapa și când încercau, zice, să care cât mai multă apă din ocean. Și dacă ar scăra o viață întreagă, tot nu puteți să o curați. Oceanul e gigant, imens, nici nu-ți poți imagina câtă apă conține. Dar Dumnezeul nostru. Zice psalmistul în psalmul 119 că văd că tot ce este desăvârșit are margini.
Însă înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu și cuvintele sale sunt fără margini, n-au limite. Și Dumnezeu, prin urmare, și poate să ne ducă în această stare încât să fim desăvârșiți, să nu ducem lipsă de nimic. Însă vreau să vă spun, prea iubiții mei frați, că există cel puțin două poziții din care poți să afirmi că nu duci lipsă de nimic. Este una în Apocalipsa, capitolul 3. Citim aici despre un conducător de biserică, probabil că avea o biserică prosperă, o biserică care avea mulți membri, care o ducea bine, care nu avea motive să se îngrijoreze, nu aveau nici suferințe, cum zice în psalm, nici nu-i lovești cu pedepsele tale, li se bulbucă ochii de grăsime și așa mai, au mai mult decât le dorește inima. Și într-o astfel de biserică era un conducător și Domnul îi spune așa, citim de la versetul 17, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Iată un om care zicea, așa cum spune Iacov, nu duc lipsă de nimic, am de toate. Dar nu știi, și nu știi că ești ticălos, ești nenorocit, ești sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să vii să cumperi de la mine ca să te îmbogățești și haine să te îmbraci. Ăsta este un tip, un mod în care poți să zici că nu duci lipsă de nimic. Sunt oameni care cred că nu duc lipsă de nimic. Au de toate, că e bună relația lor cu Dumnezeu, că în toate e bine. Și Dumnezeu însă când te cercetează, spune degetul pe rană și spune, nu știi că ești așa, nu știi că ești așa, nu știi că ești așa. E un har și asta, să nu te lasă Dumnezeu în nebunia ta să te înșeli singur, ci să spună Dumnezeu, uite aici ești greșit, aici nu faci bine, să-ți vorbească Dumnezeu și să-ți arate defectele. Zice Biblia că rănile pe care ți le face un prieten dovedesc credincioșia lui. Cu atât mai mult credincioșia lui Dumnezeu se dovedește tocmai prin aceste răni pe care le face Dumnezeu atunci când ne spune cum suntem. Dar mai este un alt mod sau un alt loc de unde poți să spui că nu duci lipsă de nimic. Vezi la Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Are Dumnezeu grijă de noi să ajungem în această stare încât să nu ducem lipsă de nimic. Domnul să ne ajute să ajungem la această înălțime pe care Dumnezeu o dorește pentru noi. În seara aceasta am un gând pe care vreau să-l cu care vreau să parcurgem Sfintele Scripturi, să ne plimbăm printre versetele ei. Cred că v-am mai spus odată, nu știu, sunt sigur. Eu îmi imaginez atunci când încep să citesc în Sfânta Scriptură că mă urc într-o corabie, într-o barcă și navighez pe un lac gigant. Și aici, colo, descoper câte o insulă, dincolo, alta, și mă minunez de frumusețile creației lui Dumnezeu. Așa este Scriptura. Ne plimbăm printre versete, ne plimbăm printre texte și dacă le ai în minte și în inimă, asta poți să o faci în orice împrejurare, la lucru, la servici, pe avion, în tren, când conduci mașina, mintea ta e liberă și putem să ne bucurăm de aceste bogății minunate ale lui Dumnezeu pe care le găsim în Sfintele Scripturi. Vă invit să facem o plimbare prin Sfânta Scriptură și să vedem câteva lucruri care au preț, care au valoare. Astăzi lucrurile se schimbă, valorile se transformă. Dacă a fost un lucru care m-a șocat ajungând în Irlanda, mi-am dat seama că lucrurile nu mai au aceeași valoare care în România. Mi s-a schimbat modul în care văd valoarea banilor. Mi-aduc aminte când am ajuns prima dată în Irlanda, nu-mi permiteam să-mi cumpăr un sandwich când socoteam 5 euro. Vai, cât e în România? 20 de lei. Nu-mi cumpăr. Puneam un sandwich de acasă. Acum 5 euro nu mai are valoarea pe care avea când eram în România. Valoarea lucrurilor se schimbă. Ne schimbăm modul în care vedem lucrurile pe măsură ce întâlnim diferite experiențe. Ori lumea noastră este de fapt un uriaș magazin. Am venit într-o lume care poate fi comparată din plin cu un shop uriaș, în care sunt toate produsele așezate pe rafturi.
Și ai dreptul și libertatea, ca și Adam cu Eva în grădina Edenului, să iei ce vrei. Domnul a spus să spun înainte și viața și moartea. Le ai în față. Poți să ți le alegi pe care vrei. E libertatea ta să faci ce vrei. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile pe care le alegi tu. Problema este că în acest magazin nu sunt puse prețuri. Asta e marea problemă. Toate sunt la îndemâna ta, poți să le iei, dar prețul nu e pus pe niciunul dintre obiecte. Prețul, spune Sfânta Scriptură, că îl găsești numai la urmă, la casă. Acolo ți se spune, după ce ai umplut cosul, uite, asta costă. Deci Biblia, multe căi se par bune omului, dar la urmă se văd unde duc. Doar atunci afli prețul corect al lucrurilor. Și cum spuneam, vreau în seara aceasta să vedem, Dumnezeu nu ne-a lăsat lipsiți de ghid în această lume, să vedem ce prețuri pune Dumnezeu la obiect. Pentru că Dumnezeu ne spune, uite, cam atâta costă asta, cam atâta face asta. Nu-i pus prețul, ăsta îl descoperă Dumnezeu numai celor care îl întreabă. E un har să spună Dumnezeu cât costă înainte să ajungi la casă când trebuie să plătești. Și mă gândesc la voi, mai ales tinerii, zice Biblia, că tinerii sunt ca niște săgeți. Copiii noștri sunt niște săgeți în tolbele noastre. Săgețile au ca scop să fie pus în arc, întins arcul și tras. Dar voi acum sunteți cam în perioada în care se întinde arcul. Direcția însă spre care veți va fi dată acea săgeată, depinde de voi. În control vă veți îndrepta săgeata vieții voastre. Socot că mesajul acesta este important în perioada aceasta de tinerețe, încă când nu ți-ai dat drumul din arc. După ce ți-ai dat drumul greu, se mai pot opera modificări de traiectorie. Acum ați așez țintele vieții și lucrurile spre care vei alerga și după care vei umbla în viață. E un har să poți să-ți alegi o țintă bună, să dai drumul săgeți într-o direcție potrivită, să nu trebuiască după ce ai mers ani de zile într-o direcție să-ți dai seama, oh, stop, trebuie să mă întorc înapoi, să iau de la capăt în altă direcție. De aceea vă invit, cum spuneam, să ne uităm în Sfânta Scriptură și să vedem ce spune Dumnezeu că are preț pe pământul acesta. Mai întâi aș vrea să deschideți cu mine Sfânta Scriptură la prima epistolă a lui Pavel către Timotei. Capitolul 6. Versetul 19. Așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuci adevărata viață. Comoara pe care ne-o recomandă aici Apostolul Pavel și spre care ne îndreaptă mintea și inima și ne recomandă să ne-o punem, comoara noastră ar trebui să fie o bună temelie în viață, pentru ca să apucăm adevărata viață. Suntem într-o seară în care Dumnezeu ne invită să ne deschidem cămăruța și zice în Proverbe, în capitolul 8, la un moment dat, că înțelepciunea umblă pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dea o adevărată moștenire celor ce o iubesc și să ne umple visteriile. În seara aceasta putem să ne umplem visteriile. Da, cum s-a zis și în poezie, argint și aur n-am, dar ce am, și într-adevăr Petru avea ceva mai mult decât argint și aur. Ca adevăratele comori nu trebuie să le numărăm în conturi, în bancă. Adevăratele valori sunt mult mai prețioase decât argintul și aurul. N-au termen de comparație în creația aceasta, ceea ce are valoare. Și Apostolul spune aici că primul lucru cu care vreau să încep studiul, e o temelie bună.
Asta e o comoară. Să ai o temelie bună pentru viața viitoare. Sau, citim în 1 Petru, în capitolul 1. Versetul 7, citim și 6. În ea voi vă bucurați, e vorba despre mântuirea, gata să fie descoperită. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea, arătarea lui Iisus Hristos. Pentru câți dintre noi, credința în lumea viitoare, această temelie a vieții veșnice, pentru câți dintre noi asta valorează mai mult decât argintul și aurul? Și dacă vă arăți cu cât valorează mai mult? Zice Petru că credința aceasta în viața promisă de Dumnezeu, în făgăduințele lui Dumnezeu și în lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, este mult mai valoroasă decât aurul și argintul. De ce? Pentru că această credință este singura prin care omul nostru lăuntric este modelat, așa încât să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Zicea apostolul că fără această credință nu poți să-i fii plăcut lui Dumnezeu. Dar credința aceasta, odată ce și-a găsit locaș în ființa ta, te modelează, schimbă modul în care vezi lucrurile, așa încât să ajungi pe placul lui Dumnezeu. Și știți ce important este să-i placă lui Dumnezeu de tine? Păi spune, ce e mai important pe pământul acesta să obții? Să ai 1 milion de euro și să-l ai dușman pe Dumnezeu? Sau, cum zicea Pavel, că n-avea uneori nici îmbrăcăminte, nici hrană, dar să fie Dumnezeu lângă tine. A zis Pavel, m-au părăsit toți, dar a stat lângă mine cineva mai puternic decât toți. Domnul a stat lângă mine. Și chiar dacă acum părăsesc lumea aceasta ca un învins, știu că mă așteaptă cununa de învingător pe care mi-o va da Domnul. Cea mai mare realizare pe pământ, cum spunea, e ca Dumnezeu să spună că ești neprionit, să-i placă de tine. Ori asta nu se poate decât prin credință, pentru că ea este cea care modelează omul nostru lăuntric. Spune în a doua epistolă același apostol Petru, zice Simon Petru, rob, versetul 1 din capitolul 1, Simon Petru, rob al lui și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Să știți că credința e foarte valoroasă. Și e har să știi că ai primit-o, am căpătat-o, am fost îmbogățiți, Dumnezeu ne-a dăruit credința. Credința este un dar dat de Dumnezeu. El ne-a dat această capacitate să credem și El ne-a pus în posesia informațiilor, El ne-a dus la cunoștința adevărului. Ori această credință caută să-și găsească loc în tine și în mine. Deci apostolul Pavel în Timotei, în 2 Timotei, în capitolul 1, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care și-a găsit mai întâi locaș în bunica ta, Lois, apoi și în mama ta, Eunice, și acum sunt încredințat că și-a găsit loc și în tine. Credința are nevoie de spațiu, are nevoie de un lăcaș lăuntric pe care să îl oferi, de care să ai grijă, de condiții ca să se poată dezvolta în tine. Ori zice apostolul, sunt încredințat că această credință și-a găsit loc în tine. Dragii mei, în seara aceasta suntem și spre final de an, facem o contabilitate. Hai să vedem cât de bogați sau de săraci suntem. Dacă ai credință, zice Biblia că ești mai bogat decât cine are aur și argint mult. Dacă n-ai credință, ce folos să le ai pe celelalte? Spunea Traian Dos într-o poezie că numai în ceruri vom vedea ce față strălucită au toți acei ce și-au trăit credința neclintită. Dar la sfârșit se va vedea când Dumnezeu va scoate la iveală
tot ce a format credința în noi, toate trăsăturile de bunătate, de dăruire, de dragoste, de iertare, de blândețe, de înțelepciune. Și asta le poți cumpăra cu aur și cu argint? Câți oameni ar vrea să se poată bucura de oameni în jurul lor care să aibă aceste calități, dar nu le poți cumpăra cu bani. Dar credința poate să modeleze în tine un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea credința e valoroasă. Aveți grijă de credință, zicea Pavel, am păzit credința. Eu am datorie să am grijă de această comoară. Dacă avem o sumă de bani cu noi, avem mare grijă ca nu cumva cineva să ne-o fure. Dacă cumva intrăm între oameni, tot mereu ne pipăim buzunarele să vedem, mai este aici banii? N-a umblat cineva? Dar cu credința, cum stăm? Avem grijă de ea? Doamne, ajută-ne să ne păzim credința, pentru că asta este un lucru valoros, prețios. Dumnezeu îmi spune asta și merită, dragii mei, să lucrez în viață pentru a-ți îmbogăți această credință lăuntrică. Iată de ce venim la părtășii să auzim experiențe cu Dumnezeu, iată de ce ne rugăm, ținem post, să ne îmbogățim această relație cu Dumnezeu în care Dumnezeu vine, ne răspunde și știm credința noastră prin toate astea crește, se curăță chiar prin încercări ca să capete același preț cu apostolul. Domnul să ne ajute. În al doilea rând, zicea Domnul în Scriptură, în Samuel, în 1 Samuel, în capitolul 2, versetul 30. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 30. Citesc partea a doua a versetului. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Dumnezeu se angajează aici în istorie, face un angajament. Dacă cineva dintre muritori mă va cinsti, eu mă angajez cu să-l cinstesc. Iar dacă este cineva care mă disprețuiește, va ajunge să fie disprețuit. În Noul Testament, în epistola lui Petru, spune el despre Mântuitorul, în capitolul 2, că dintr-un anumit punct de vedere, versetul 4 din capitolul 2, deci apropiați-vă de el, adică de Domnul, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Iată că suntem în acest magazin și Dumnezeu ne spune care sunt lucrurile scumpe. Aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Sau versetul 6. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă. Și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Iisus Hristos, privit din punct de vedere uman, zice Biblia că nu avea nici frumusețe care să ne atragă privirile, nu avea nimic care să ne placă, nu avea nici strălucire, nici bogăție, nici putere ca oamenii din societatea lui. N-a fost acceptat de cei mari și puternici, ba a murit într-un mod umil și nedrept. Dintr-un anumit punct de vedere a fost o piatră lepădată fără folos. Ce să facem cu ea? Nu ne-o trebuie. Nu ne ajută la nimic. Ce bine ne poate face? Asta din punct de vedere uman. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu când se uita, zice Biblia că era aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Valora mai mult decât toată clădirea. Că pentru el, prin el au fost făcute toate lucrurile și pentru el. Ce vreau să vă spun prin aceste versete pe care le-am amintit în fața dumneavoastră? E că un alt lucru care îl găsesc prețios în Scriptură e să obții, să primești respectul lui Dumnezeu. Iisus Hristos n-a primit respectul oamenilor. Oamenii l-au disprețuit.
dar a primit cinste din partea lui Dumnezeu. În Samuel ni se spune că sunt unii pe care Dumnezeu îi disprețuiește. S-ar putea să-i prețuiască toată lumea. S-ar putea să fie sus. Să li se închine oameni ca la Irod. Dar dacă Dumnezeu îi disprețuiește, în schimb însă se poate ca și aici în cazul Domnului, oamenii să nu-ți oferă o anumită prețuire, dar ce mare lucru este să te prețuiască Dumnezeu, să-ți dea Dumnezeu har. Cât de mult ar vrea oamenii să aibă har de la Dumnezeu, să capete acest cadou și favor din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă în textul din seara aceasta, ni se spune despre un bărbat care a primit har de la Dumnezeu. Dumnezeu a stat de vorbă cu el, i-a spus ce trebuie să facă, pentru că era un om neprihănit. M-am gândit deseori la această calitate, această trăsătură a neprihănirii lui Iosif. Zice Biblia că nu vrea să facă de rușine pe logotnica lui. Ce frumos! Probabil că orice bărbat a cărui gelozie a fost târnită, gândiți-vă că Iosif vrea să se căsătorească cu Maria, o iubea și află că viitoarea lui logotnică este însărcinată. Singurul gând posibil care l-avea ca om era că Maria i-a fost infidelă. Spuneți-mi care bărbat a cărui gelozie a fost stârnită mai are grijă să nu o facă de rușine pe cea care trebuia să-i fie soție. Uite aici un om a cărui neprihănire se dovedea tocmai prin asta. N-a vrut să o facă de rușine. Știți că și asta ține de neprihănire? Apostolul Pavel a spus, de exemplu, în Corint, că sunt unii care îi fac de rușine pe ceilalți. Să ai, zice apostolul, dar să nu faci excesi de ce ai, așa încât să nu faci de rușine pe cel care nu are. Mi-aduc aminte că am auzit de un frate care avea bani mulți și zicea, se îmbrăca modest ca ceilalți, să nu-i fac de rușine pe ceilalți care sunt săraci. Da, e frumos, asta e neprihănire. Probabil că în fața oamenilor asta este o prostie, dar în fața lui Dumnezeu asta are preț. Dragii mei, e de mare preț pe pământul acesta să obții valoare în ochii lui Dumnezeu, să te cinstească Dumnezeu, să capeți, să obții trecere înaintea lui Dumnezeu. De aceea, ni se spune de exemplu un Petru, în 1 Petru, în capitolul 3, că avem aici Sfânta Scriptură deschisă, despre surori, zice el, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împritura părului, în portarea de scule de aur și în îmbrăcarea hainelor, prin care, în general, oamenii încearcă să-și obțină un anumit respect din partea celorlalți. Să te îmbraci frumos, să-ți coafezi părul, să te împodobești, ca să fie respectat. Ori zice apostolul, voi nu trebuie să umblați după respectul oamenilor, ci podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Adică și noi ca și Domnul ne plimbăm tot în aceeași lume, între a impresiona pe oameni sau a impresiona pe Dumnezeu. Și ești chemat, dragul meu tânăr, să umbli în viața aceasta ori după una, ori după alta. Vorba unui înțelept zice, oamenii sunt foarte ciudați. Cumpără lucruri de care n-au nevoie, cu bani pe care nu iau, că iau de la bancă, împrumut, rate, ca să impresioneze pe unii oameni pe care nu-i pot suferi. Cam așa suntem noi oameni. Încercăm așa de mult să impresionăm pe oameni. Câți dintre noi mai caută să-L impresioneze pe Dumnezeu? Știți că Dumnezeu se lasă impresionat? Știți că Dumnezeu s-a impresionat de exemplu despre Avram, între oameni din vremea lui, când Avram a decis să-L asculte pe Dumnezeu, a zis, Dumnezeu, ce faci tu este ceva extraordinar. Din cauza a ceea ce ai făcut, jur pe mine că voi face din tine ce nu mai fac din nimeni. Că în tine și în seminția ta voi binecuvânta toate națiunile pământului. Că tu vei fi tată tuturor credincioșilor, cu tine fac legăminte. Și cât de mult ne-am dorit într-o zi să stăm la masă lângă Avram. Da, Dumnezeu a fost impresionat de omul acesta. Ăsta este lucru de valoare. Aici poți să câștigi, să faci, să aduni, să construiești, mulțumind Domnului că trăim într-o vreme în care oamenii au mai mult decât le trebuie. Vorbeam recent cu un frate în vârstă și foarte înțelept
și spunea, dragul meu, în România astăzi trăiește mai bine decât oricând în istorie. România nu este săracă, e binecuvântată, oamenii au de toate. Problema este că omul nu e mulțumit și vrea mai mult, mai mult, mai mult, pentru că ăsta este păcatul Babilonului, să se desfete în risipă. În România se aruncă în fiecare an mii de tone de mâncare la tomberon, pentru că avem prea mult. Ori eu vin dintr-o țară în care în urmă cu un secol au murit aproape 1 milion de oameni de foame. Irlanda a trecut prin marea foamete care i-a împrăștiat în toată lumea, lângă imperiul bogat al Marii Britanii. Da, dragii mei, avem de toate, dar nu suntem mulțumiți. Și mulțumim Domnului că ne-a dăruit. Dar câți dintre noi mai punem prețurile care trebuie în magazinul acesta numit viață? Câți dintre noi mai umblăm, cum am spus, să-L impresionăm pe Dumnezeu? Doamne, ajută-ne să ajungem să fim prețuiți de Dumnezeu. Amin. Al treilea lucru pe care vreau să-l amintesc și care are valoare aici în viață și în lume și merită urmărit, citesc în Proverbe, în capitolul 20, versetul 15. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Buzele înțelepte sunt un lucru scump. Biblia spune și în alte pasaje foarte mult despre vorbire și despre limbă. Vă mai amintesc, de exemplu, tot în Proverbe spune despre faptul că viața și moartea sunt în puterea limbii. Că au murit oameni pe pământul acesta datorită unor cuvinte. Că au fost salvate vieți datorită unor cuvinte. A fost, de exemplu, vremea când evreii erau prigoniți și duși în Auschwitz sau în alte lagăre, în vremea lui Hitler. Au fost foarte mulți oameni însă buni, cu suflet, care au început să adăpostească evrei în casele lor, ca să-i protejeze de nenorocirea aceasta și masacrul lui Hitler. Viața acelor evrei și a gazdelor depindea uneori de un cuvânt. Era suficient ca cineva să meargă să informeze autoritățile de ce se întâmplă, ca oamenii aceștia să fie prinși. Da, viața și moartea stă în puterea limbii. Prin limba aceasta poți să aduci viață sau poți să aduci moarte. Poți să aduci vești bune, poți să aduci binecuvântări. Cât de înviorați suntem uneori în urma unor sfaturi pe care le primim, unei călăuziri pe care o primim, într-o situație în care trebuie să alegem, sau când cineva mediază între două persoane și face pace, ce scumpă este pacea și ce minunat este o îmbrățișare provocată de niște cuvinte. Da, buzele sunt un lucru scump dacă sunt încununate de înțelepciune. Mântuitorul, gândiți-vă la Mântuitorul, zice Biblia că mulțimile îl urmau, umblau după el și îi sorbeau cuvintele de pe buze. Sunt un lucru scump buzele înțelepte. Și bine este pentru cel care le are. Citeam aici în Proverbe că un cuvânt, dacă este spus atunci când trebuie, este la fel ca și un coșuleț de argint plin cu mere din aur. Cred că v-am mai spus că dacă facem un calcul și punem 3 mere de aur și un coșuleț de argint, având în vedere greutatea unui măr din aur, pentru că densitatea aurului e mai mare decât a unui măr normal, natural, avem câteva kilograme de aur acolo. Făcând un calcul simplu, ajungem la peste 100.000 de euro. Atât se valorează un cuvânt. Vă dați seama ce mult face să ai buze, să ai adică un izvor de astfel de bogății. Dar nu scrie Biblia că buzele celui neprins sunt un izvor, un pom de viață? Că noi suntem chemați să binecuvântăm pe oameni, să fie un izvor din care oamenii să sorbă apă dulce, să fie înviorați. Spune ta Scriptură despre Mântuitorul că lui a fost dată o limbă ca să învioreze pe oameni, să-i ridice, să-i întărească. Știți că cu aceste cuvinte noi putem să îmbărbătăm, să ridicăm, să întărim. Știți că sunt oameni care s-au sinucis datorită unor cuvinte, datorită unor răni care le-au fost aduse? I-au fost duși în depresie. Știți că au fost însă oameni care au fost opriți
împiedicat să se sinucidă sau să facă alte și alte fapte rele pentru că s-a întâlnit cu cineva care a avut un cuvânt potrivit pentru ei. Buzele înțelepte sunt un lucru scump ce mare și lucru e să ai buze înțelepte. Să dobândești buze înțelepte, dar buzele sunt doar gura prin care curge izvorul. Rezervorul e aici, e aici. Ca să poată să curgă cuvinte înțelepte, trebuie să-ți fie inima plină, cum spune, cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă. Adică trebuie să-ți fie inima plină de astfel de cuvinte, trebuie să-ți fie plină viața de cuvintele Domnului. Tot aici în Proverbe 22, versetul 1 spune, un om, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Dacă veți întâlni, și sigur că întâlnim și știm cazuri de oameni care au ajuns să aibă multe, să fie bogați, dar să nu-i mai iubească nimeni. Sau să fie în divorț cu familie. Oameni care știu că și-au ratat viața. Că nu au, de fapt, ceea ce le trebuie. Știți că astfel de oameni ar fi capabili să renunțe la bogăție, numai să capete din nou harul să fie iubiți? Dar cine este iubit, a fi iubit, prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Vă dați seama ce bogați sunt cei care sunt iubiți? Ori buzele înțelepte sunt iubite. Cine are buze înțelepte e căutat. Așa e normal. Chiar spune în Proverbe, dar în traducerea Septuaginta, dacă întâlnești un înțelept, caută-l dis de dimineață și pașii tăi să tocească treptele casei lui. Să cauți buzele înțelepte. Dacă socotim că buzele înțelepte sunt o valoare. Acum hai să ne gândim serios, dragii mei, tineri. Ce preferăm să căutăm? Un om care vorbește cu înțelepciune? Sau ceva care ne place? Astăzi avem o întreagă bogăție de limbaj la amvon. Ascultăm tot felul de predici. Am întâlnit predicatori sau biserici în care, cum spunea odată un frate, zice, eu nu cred că aș suporta să rămân o slujbă întreagă în biserica respectivă. Știu că am fost odată la o biserică și înăuntru meu fierbeam, dar sunt mai stăpânit așa de felul meu și am răbdat până la cata. Și am ieșit afară și vreau să zic ceva soției, dar soția m-a luat-o dinainte și mi-a zis, Alin, înveți să nu mai mă duci la biserica asta. Și am zis, așa înseamnă, primul atunci credeam că doar eu văd așa, că sunt eu dificil, o fi vreo problemă cu mine, dar când mi-a zis și soția același lucru, zic, la fel gândesc și eu. Am ajuns să ne batem joc de adevărul lui Dumnezeu. Sunt biserici în care se vorbește despre prosperitate, că asta e binecuvântarea lui Dumnezeu și că e normal dacă ești neprionit să fii binecuvântat. Și dacă ai probleme financiare, înseamnă că tu ai probleme cu Dumnezeu, că Dumnezeu e bogat și îți dă. Dacă duci lipsă, înseamnă că nu e bine cu Dumnezeul tău. Și țin minte că vorbeam cu cineva și am zis, nu le rușine la astfel de predicator să se prezinte în fața conștiinței publice, acolo unde sunt oameni, să meargă cu predica asta în România, în Oltenia, unde sunt oameni căjiți. Cum merge asta? Sigur că acolo în străinătate, unde oameni au de tot, poate că prinde predica asta. Dar sunt oameni, am zis, care au atâtea situații de cancer, de boli grave, de oameni care și-au pierdut membrii dragi în familie, de situații în care oamenii sunt disperați. Și după toate astea, să mai vii și tu și să-i spui, tu nu ești bine cu Dumnezeu, să-L mai apeși, să-i mai dai încă una în cap. În loc să-L ridici, vă dați seama ce povară pui pe conștiința unui astfel de om? Noi nu avem dreptul să învinovățim pe cineva decât atunci când Dumnezeu ne dă mandat profetic. E rolul Duhului Sfânt să atingă inima cuiva și să ne descopere vinovățiile noastre. N-am nicio datorie eu să-l învinovățesc pe fratele meu. Pot să-l corectez cu dragoste, să-i spun, uite aici am văzut că greșești. Dar să spun, știi de ce e sărac? E păcat în viața ta, ceva păcătuiești. Ăsta e rolul Duhului Sfânt să-mi descopere ce greșesc, ce am păcătuit. Și atunci când o face, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Avem așa de multe lucruri
în biserică atât de mulți oameni care vorbesc și oamenii ascultă, fără să vorbească cu înțelepciune. Dacă găsiți un om care vorbește cu înțelepciune, să știți că buzele alea sunt scumpe, merită mai mult decât sute de mii de euro să asculți pe un astfel de om. Merită să-l întrebi, să stai de vorbă cu el, să-i urmești cărarea, cum a zis apostolul Pavel lui Timotei. Timotei n-a văzut la Pavel nici bogăție, nici afaceri, nici un om destoinic să uimească lumea. De a zis lui Pavel, uite-te bine la mine și uite la credința mea, la răbdarea mea, la prigonirile mele, la încercările mele și vină după mine, calcă pe urmele mele ca să ajungi și tu acolo unde mă duc eu, că și eu calc pe urmele lui Hristos și vreau să ajung la dreapta lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Să știți, dragii mei, că în viață, dacă nu pui prețul corect la lucru, te păcălești singur. E ca la matematică. Poți să fii foarte bun la matematică, la calcule mă refer. Să faci foarte bine adunări. Am un băiețel care chiar am sesizat și ne-a zis profesoara despre el. E perfecționist. Îmi seamănă probabil, calculele matematică le face perfect. Niciodată nu greșește. Calculează, chiar i-am dat și o dată un test și am rămas uimit că toate mi le-a calculat corect. Poți să știi foarte bine să aduni, poți să știi tabla mulțirii, să mulțești perfect, poți să știi să faci împărțiri, poți să știi să faci ridicări la putere, să faci radicali, dar dacă nu le efectuezi în ordinea în care trebuie, n-ajungi niciodată la rezultatul corect. Dacă n-ai respectat ordinea efectuării operațiilor, o să ajungi cu toată perfecțiunea ta la un rezultat fals. Așa e și viața, dragii mei. Dumnezeu ne-a pus anumite ordini a lucrurilor. Cine le respectă pe astea, ajunge la rezultat. Dacă nu respecti, poți să realizezi calcule, poți să faci perfect, cu calculatorul să faci. Nu o să-ți dea niciodată rezultat. Imaginați-vă viața ca un fel de joc de șah. Un joc foarte complex. Dar imaginați-vă unul în trei, cu trei culori pe tablă, cu trei seturi de piese și trei jucători. Suntem noi, e Dumnezeu și e diavolul. Și toți își mișcă piesele pe tablă. Și diavolul, și Dumnezeu, și noi. Orice mutare care o faci greșit pe tabla asta, te pot costa multe mutări și multe piese pe care le pierzi. Dar orice mutare pe care o faci, că aici e frumusețea. În jocul acesta, Dumnezeu e colaboratorul nostru. El nu e împotriva noastră. El e pentru noi. El luptă alături de noi. Dacă tu colaborezi cu el, deja suntem doi contra lui unu. Și dacă eu, zice Apostolul Pavel, că noi nu suntem în necunoștință de planurile diavolului și nici de ale Domnului, Domnul ne descoperă. Dacă noi colaborăm cu Dumnezeu, avem șanse să mutăm cum trebuie și să obținem o victorie deplină. Eu nu neg faptul că există posibilitatea, dacă ai greșit, să te întorci mai târziu, să te pocăiești. Pe o tablă de șah, victoria se poate obține și mai târziu, și după ce ai pierdut. Dar e alta să ai bucuria că n-ai pierdut nimic și alta este să câștigi jocul doar cu două piese pe tablă. În concluzie, vreau să spun două lucruri, două întrebări. Prima, unde îți este comoara? Vorba Mântuitorului, unde este comoara ta, acolo va fi și inima. Spune în Proverbe că unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Iar altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Cum adică dai cu mână largă și te îmbogățești? Ei, e vorba de altfel de bogăție. Pentru că tu în momentul în care dai financiar, bugetul a scăzut, dar a crescut altă bogăție. Altul care economisește adună și totul sărăcește. E vorba de un alt domeniu. Unde îți este comoara? Sau cam care sunt finanțele tale în lumea aceasta? Cu Dumnezeu, în relația ta cu Dumnezeu. Pe unde ești? Ești printre cei ce te-ai îmbogățit sau printre cei ce ai sărăcit? Da, ai dat un cadou cuiva. Să zic că ai sărăcit, că ai pierdut niște bani care le-ai consumat. Dar ai câștigat un prieten. Ai devenit mai bogat. Pentru că adevăratele bogății nu stau în cele materiale, ci în oameni, în relații și mai ales în relația cu Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în concluzie e ce investiții vrei să faci.
Trăim o lume a investițiilor în care oamenii se urmăresc piața și cred că dacă vor investi banii în acolo, dacă vor face cu tare, se vor îmbogăți. Astăzi oamenii vorbesc foarte mult despre investiții și despre câștiguri. Unde vrei să-ți investești timpul, banii, viața? Ce investiții vrei să faci? Am să vă citesc un verset care trebuie să vă pună pe gânduri, care pe mine m-a pus pe gânduri și deși l-a frământat de câteva săptămâni, chiar mai mult de o lună de zile, încă nu i-am descoperit toate bogățiile sale. Citim în Luca, în capitolul 17, sunt cuvintele Mântuitorului cu care voi și încheia. Zice apostolul aici, Domnul Iisus Hristos aici prin scrierea evanghelistului Luca, capitolul 17, versetul 33. Oricine va căuta să își scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Nu poate să scape nimeni de această lege a investițiilor. A zis Mântuitorul, cine are de gând să scape, pierde. Cine și-o pierde, găsește. Vă las să meditați la aceste cuvinte care se regăsesc în toate evangheliile sub diferite forme și totodată fiind ultima ocazie în care ne vedem anul acesta, vă doresc să aveți parte de sărbători binecuvântate, de un an nou binecuvântat și fericit și să ne îngăduie Domnul să ne mai întâlnim în pace și împreună, sănătoși și să-L slujim pe Domnul cu bucurie. Amin.